una peste alta, ești cu mine în barcă, până la capăt, nu? Da, mă, normal, da? Dar a fost singur om cu care am, mă rog, și cu el. Da, așa. E challenge-ul mare în mintea mea acum. E indiferent, eu o să joc jocul corect. Cine o să fie cu mine în barcă, o să-l protejez cât pot eu, să ajungă cât mai departe. Și asta pot să declar. Aia că așa merge treaba, dacă ai încredere în mine, îți promit că nu te trădesc. Și dacă faci cum zic eu, te duc în final. Depinde ce înseamnă asta, că dacă stai să te gândești până acum, am ajuns, ne-am ajuns singură. Dacă vrei să iei pe cum propriu, este strict părerea ta și nu vrei să faci. Eu am văzut că el a văzut în mine ceva. Când toată lumea a trimis-o ca fermier șef pe Ana Maria, el m-a trimis pe mine. El a spus că am potențial de finalistă. Ideea este că eu am avut nevoie de acomodare să văd unde pot să vorbesc și unde nu. Strategia lor nu o cunosc în detaliu, că aici este problema. Dar știu că sunt ei trei. Acum mai sunt anexele de pe lângă. Mai sunt fetele, cum le aruncă în luptă, ce se gândesc. Problema e că nu știu nici detalii despre joc, cum vine cu fermierul șef, cine urmează și așa mai departe, se schimbă regulile. Da, sunt niște strategii în jurul nostru. Eu mi-aș dori să mă nominalizeze pe mine acum. Că dacă m-ar nominaliza pe mine, că de-aia am și râcâit aseară un pic. Tu, Ana și Andrei, sunteți în moment toți trei de acord pe același subiect? Vis-a-vis de ce? Vis-a-vis de jocul ăsta. Asta e altă întrebare și nu pot să-ți răspund asta. Noi vorbeam de Gabi. Îmi bagi degetele, nu. Nu e adevărat. Mă, deci fii atent, frățiorul meu. Mă iei pe o întrebare cu Gabi și după aia mi-o schimbi pe ceva prezent. No. Asta îmi doresc. Vreau să mă pună la duel pentru că este singura variantă în care eu aș putea să contracarez și să echilibrez balanța un pic. Și ți-am spus, eu n-am venit să fac act de prezență aici, eu am venit să câștig jocul ăsta. Și nu vreau să stau câteva zile pe aici doar să apar pe șorțulețe. Vreau să câștig premiul ăsta și ca să câștig premiul ăsta trebuie să-l iau din fașă și să sparg buba cât mai repede. Și atunci nu mai venim în poziție de outsider. Se echilibrează balanța. E simplu, matematic. 3 contra niciun sau 3 contra 3? Care 3? Andreea. Dacă m-aș duela, aș lovi strict strategic. Pentru că ei mai au încă un căluț de bătaie. Și este vorba de Viviana. Dacă reușesc cumva să trec de duelul ăsta, în momentul ăla mai îmi rămâne Elena și cu Andreea. Singurile care mai pot fi fermier șef, pot să sparg buba aia. Aia că mergi pe linia mea, și premiul e în procente. Discutăm și de treaba aia. Nu mă interesează pe mine să iau toată prăjitura. Cine e cu mine în barcă, toată lumea trebuie să fie mulțumită. Este foarte bine ca în competiția asta să ai o susținere. Da, Augustin mi-a propus să ne unim, să spun așa. Și ar fi o alianță bună. Acum, să vedem dacă dă roade sau nu. Eu mă gândesc și că mă poate vinde în orice secundă, pentru că încă nu știu, iartă-mă Elena, încă nu te cunosc atât de bine. Și în același timp ar fi bine să nu mă vândă. Pentru ea. Adică ea dacă vrea să meargă cât mai departe în jocul ăsta, dacă ea zice că vrea să o ia pe cont propriu. Nu merge jocul ăsta, nu poți să-l duci singur. Îți trebuie aliații. Că asta e și frumusețea jocului. De-aia e spectaculos.